Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a dat drumul la turism. Uite, Vlad a fost plecat câteva zile, dar înțeleg că încep să vină turiștii și în România. Da, a zis-o pe aia cu turiștii, doi turiști, cu cei doi turiști străini, el și ea, care plecaseră călare spre Castelul Bran și au ajuns prin Craiova, s-au rătăcit. Da. Călare. De unde veneau ei? Din Mongolia. Deci, practic, ei plecaseră din Mongolia și când au ajuns pe la Craiova, au luat-o la dreapta în loc să ia la stânga și s-au rătăcit. Ei se duceau la Castelul Bran. Bran. Coarda de aur nu cred că a ajuns la Craiova. Coarda de aur? Da. A ajuns unde a vrut ea. Coarda de aur. Și ajungea până la Lisabona. Deci stai așa. Dar nu la Craiova. În fine. Este o doamnă, o domnișoară, Luisa, 26 de anișori, din Germania. Și un domn pe care îl cheamă Pit are 46 ani din Australia. Ei sunt pasionați de călătorii și se plimbă prin lume călare. Care este treaba? Au vorbit colegii de la Libertate, ei s-au cunoscut în Mongolia, acum 2 ani. Practic, ce căuta neamțul în Mongolia, ce căuta nemțoaica în Mongolia, bucuria vieții ei se întâlnească cu australianul. Deci ea voia să ajungă în Australia, mă înțelegi? Plecase spre Australia, din Germania, zborul era prea scump, așa că a plecat pe jos. Pentru că de ce nu? Nu, toată știrea este totalmente suprarealistă. Deci n-avea bani de avion și a zis, hai, mă duc pe jos. Până în Australia ce am de făcut? Hai să mă duc cu ea, mă, nene, cu trenul. Bun. Dar el era pe acolo, prin Mongolia, practic. Îi plăcea să călărească. Deci, da, mă, Luca, e suprarealistă. E tare că a plecat, practic, în direcția Australiei. Exact. Dar n-avea nicio șansă să ajungă, practic, în Australia. Poți. Și acum cred că tot în Australia vrea să ajungă, dar a luat-o invers. Treci din Mongolia la Ulaanbaatar, faci ușor dreapta spre Shanghai și la Shanghai cobori. Cu peronul pe ce parte? Nu, cobori în sensul, duci în jos, nu? Bine. Și s-au întâlnit ei acolo și Pit i-a plăcut de ea foarte mult și i-a zis să meargă cu el prin lume. Ea cred că ea a luat-o și ca pe un semn. Ea dacă îți ducea în Australia și a întâlnit australian, îți dai seama că ea zis, de la măicuța domnului l-a trimis. Asta este. Și ei au plecat împreună, el spune, dar acum s-au întors. Deci ei practic se întorc pentru că ea vrea să le facă cunoștință părinților, să-l prezinte părinților, știi? El are emoții, i-a dat timp să se pregătească. El cred că are și bani de avion. Nu, e cu cal. E cu calul până în Germania și pe urmă iau avionul și duc în Australia. Băi, dacă e cu aripa, ăla e unicorn. Deci el zice, cum a ajuns el pe cal? Pe gas. A plecat Pegas, să vâneze lupi. Cu nomad. În Mongolia, înțeleg? Mamă, deci știi? Apar detaliile, este știrea devine din ce mai... Spune, este ceva... Da, bă, deci a dansat cu lupii sau s-a bătut cu lupii? Acum 5 ani s-a dus să vâneze cai în Mongolia, să vâneze lupi în Mongolia pe cal și asta a fost, s-a prelungit toată treaba, a rămas la vânat de lupi și ei când s-au cunoscut, el a renunțat la vânătoarea de lupi și ea la, că așa e într-o prietenie, o căsnicie frumoasă, se fac compromisuri. Da. El nu mai vânează lupi, ea nu se mai duce în Australia. S-a urcat pe cal și au venit așa. Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Bulgaria și România s-au rătăcit. Urmează, dacă reușește să iasă din țara asta, Ungaria, Slovacia, Polonia și Germania. Stai, mă, că au plăcuțe bilingve de aici încolo și se înțeleg cumva. Le fură calul, știți cum se întâmplă, da? Din când în când mai apar știri de-astea. Cu tare face turul lumii pe o bicicletă și când a ajuns la Caracal a rămas fără bicicletă, i-au furat. La primăvară, aici începem să bănuim că de fapt s-ar putea ca omul să aibă alt interes. El e pe interes. Da, da, da. Pentru că, sigur, Lisa vrea să-l prezinte familiei, să-l prezinte familiei, dar el spune că la primăvară vor să ajungă în Scoția la distileriile Glenlivet. Înțeleg că se produce un celebru whisky scoțian single malt acolo. Și Pete spune că acesta a fost, de fapt, obiectivul lui final chiar de la începutul călătoriei. Deci cum era el în Australia, s-a gândit, hai să mă duc până în Scoția, să beau un whisky. Călare, să beau un șpriț, o țuică de bună calitate, și în drum s-a oprit în Mongolia. Hai să vânești niște lupi călare și a vânat 5 ani lupi. Era frigmă pentru blană. Da, spune așa, că l-a mai răpit mafia rusă. Aoleu, acolo ce-a pățit? M-a cam răpit mafia rusă și m-a făcut să bea o tonă de vodcă cu ei. Așa spunem toți. Da, apoi talibanii m-au răpit și ei fumau găleți de marihuana cu iarba tăiată pe un Playboy din anii 80 care o avea pe Madonna pe copertă. Omul a văzut multe filme. Cred că a și fumat mult. Că nu-i bate 12 pe regulă. Da.
E, clar sunteți. Cred că părinții lui Izi o să fie super încântați când o să-l vadă apărând călare. Da, mamă, cu ce găleată, băiacă, cum cu se cade. De marihuana după el. Că n-am, biciurile. De la talibani. Da. Am un cadou de la taliban de despărțire. Și care-i planul tău? Nu să beau o țuică, mie îmi place mult țuica. Și la scoțiene mă auzi că e țuică bună. Dar nu vrei să iei și tu o mașină? Nu, e o călare. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.